poți utiliza regulatorul de viteză pentru a menține vehiculul la o viteză presetată, fără să fie nevoie să utilizezi pedala de accelerație. Acesta sporește confortul la conducere, mai ales în timpul călătoriilor lungi. Pentru a activa regulatorul de viteză, apăsați acest comutator de câte ori este necesar pentru a selecta funcția regulatorului de viteză. Acest martor luminos devine gri, iar mesajul regulator de viteză pregătit, setați pentru activare, apare pe tabloul de bord, împreună cu liniuțe pentru a indica faptul că această caracteristică este activată și pregătită să memoreze o viteză de croazieră. Atunci când conduci cu o viteză de peste 30 de km la oră, apasă această comandă în sus sau în jos pentru a specifica viteza de croazieră. Viteza curentă va înlocui liniuțele, iar martorul luminos va deveni verde. Poți ridica piciorul de pe pedala de accelerație. Cu toate acestea, recomandăm cu insistență să ții picioarele aproape de pedale pentru a putea fi pregătit să intervii dacă este necesar. Rețineți că, dacă încercați să activați funcția sub 30 de km la oră, pe panoul de instrumente este afișat mesajul viteză invalidă, iar funcția rămâne inactivă. Poți schimba viteza de croazieră în orice moment, apăsând pe această comandă în sus pentru a crește valoarea și în jos pentru a o reduce. Apasă lung în sus sau în jos pentru a schimba viteza în trepte de 10 km la oră. Poți apăsa pe acest contactor pentru a combina regulatorul de viteză cu detectarea semnelor de circulație. Poți seta regulatorul de viteză să mențină vitezele detectate pe semnele de circulație. Sistemul identifică limitele de viteză și le afișează pe tabloul de bord. Dacă depășești limita de viteză, cercul din jurul semnului clipește și vei auzi un semnal sonor. Apasă pe acest contactor pentru a regla viteza de croazieră la viteza detectată. Desigur, poți prelua întotdeauna controlul temporar asupra accelerării vehiculului, de exemplu într-o situație de depășire, apăsând pe pedala de accelerație. În timpul depășirii, vei vedea viteza de croazieră clipind în roșu pe tabloul de bord. Pentru a reveni la viteza de croazieră, eliberează pedala de accelerație. După ce viteza de croazieră este restabilită, afișajul tabloului de bord revine la normal și regulatorul de viteză repornește. Există trei moduri în care poți trece regulatorul de viteză în starea de așteptare. Apasă acest buton, apasă pedala de frână sau comută la neutru. Dacă treci această funcție în starea de așteptare, viteza va fi memorată și va rămâne afișată pe tabloul de bord. Apasă pe acest contactor în sus pentru a reveni la viteza memorată. Apoi, viteza este afișată în culoarea verde. Dacă viteza prestabilită este mai mare decât viteza curentă, vehiculul va accelera pentru a atinge viteza de croazieră. În cazul în care caracteristica a fost trecută în starea de așteptare și dorești să o repornești la viteza curentă, apasă acest contactor în jos. Viteza curentă va înlocui viteza salvată. Pentru a dezactiva complet funcția, de exemplu într-un mediu urban, apăsați acest comutator până când se afișează mesajul „Asistență la condus dezactivată”. Martorul luminos de pe tabloul de bord se stinge, iar viteza salvată este ștearsă. Această funcție este un sistem de asistență la conducere suplimentar și nu trebuie să-ți înlocuiască vigilența. Fii întotdeauna atent la condițiile de trafic și la mediul înconjurător. La final, reține că nu trebuie să utilizezi regulatorul de viteză în condiții de trafic intens, pe drumuri sinuoase sau alunecoase sau în condiții meteo nefavorabile.